Președintele PNL Călăraș, Ciprian Pandea, a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizate în data de 5 noiembrie că speră ca în cel mai scurt timp liberalii să aibă un guvern stabil cu atribuții depline, indiferent că va fi cu USR sau cu PSD. În ceea ce privește un posibil parteneriat între PNL și PSD la nivelul județului Călăraș, Pandea a menționat că în situația în care se va face un parteneriat pe termen lung, poate fi benefic pentru dezvoltarea județului. Dacă se va face doar ad hoc ca să trecem iarna cu bine, va fi dezastruos pentru județul Călăraș pentru că vor interveni orgoliile, a declarat senatorul Pandea. Săptămâna viitoare, luni, se va încheia perioada de punere a proiectelor pe programul Angel și Alinii. Vreau să vă spun că până în ziua de astăzi, până astăzi, au fost depuse din județul Călăraș proiecte în valoare de aproximativ 2,2 miliarde de lei. Din 50. Încercăm să finanțăm cât mai multe dintre ele. Sper dacă vom avea șansa ca alte județe să fi depus proiecte în valoare de o sumă mai mică, astfel încât să putem să finanțăm noi aceste proiecte depuse. Tot săptămâna aceasta, domnul ministru al dezvoltării a semnat contractul de ministru privind finanțarea construirea 3 creșe, două dintre ele în municipiul Călăraș și una dintre ele în municipiul Otenița. Creșele vor fi moderne, piața noastră cumpărăm congelator, vor avea parte de surse regenerabile de energie, cu panouri fotovoltaice. Însă, spre deosebire de Otenița, municipiul Călăraș are deja până achiziție publică, prin fonduri europene, extinderea poalei creșe. Acolo vreau să le reamintesc tuturor că este un proiect demarat de administrația liberală. Pentru că știu că este de mare interes pentru dumneavoastră și vreau să vin în întâmplarea dumneavoastră, sper ca în cel mai scurt timp posibil să avem un guvern stabil, cu atribuții depline. Nu noi am fost cei care am dus la îndeplinire, sau mă rog, am activat această criză, ca să spun așa, nu suntem noi cei care am declanșat-o, dar sper să fim cei care vor reuși să aibă într-un timp cât mai scurt un guvern cu puteri depline, indiferent că va fi cu partenerii noștri anteriori de la USR sau, așa cum vehiculează toată lumea, cu Partidul Social Democrat. Vreau să știți că ieri am avut și o intervenție și să știți că astăzi, când discutăm, mare parte din membrii Partidului Național Liberal și din cei aflați în conducerea Partidului Național Liberal sunt către o guvernare alături de USR sau refacerea alianței de centru-dreapta. Însă ne trebuie și o majoritate confortabilă în Parlament, astfel încât să ducem la îndeplinire programul de guvernare și promisiunile făcute în 2020, motiv pentru care negociem și discutăm cu toate forțele politice. Vorbim despre strategii, domnule președinte Ciprian Pandea. În statutul Partidului Național Liberal este încurajată libera inițiativă și susținerea întreprinzătorilor privați. Mai mulți operatori locali, întreprinzători, cum ar fi Prefab, CCH, Fabrica de Pal, au dificultăți vara privind șenarul navigabil al brațului Borcea, care nu a mai fost curățat după Revoluție. A fost o inițiativă necuvincioasă a domnului senator Cionoiu. A spus că nu a primit un răspuns favorabil. Cum vedeți dumneavoastră relansarea, să spunem, și a turismului la care făcea referință domnul primar din Jecălia, vis-a-vis și de operatorii aceștia privați? Păi, în primul rând, care e inițiativa domnului Cionoiu? Că eu nu știu de inițiativa aia. Faptul că a făcut o interpelare se numește inițiativă? Așa a afirmat. Păi, da. Interpelarea e una, inițiativa e alta. Una la mână, doi la mână. Știți foarte bine că asta trebuie aduse în primul rând pe masa guvernului. Dacă domnul Cionoiu trece cu impresia că fiind membru al Senatului rezolvă lucrurile, nu se rezolvă așa, ar trebui discutate. Dar ea și le-aș recomanda operatorilor respectiv să propună o discuție la care să vină și domnul Cionoiu, să vin și eu, să vină și domnul deputat Emil Dumitru, în care să vedem care sunt soluțiile. Nu avem o problemă cu chestia asta, dar, repet, asta nu trebuie. Vă pot eu da un răspuns, că eu am fost una din firmele care am cărat lemn pe brațul Borcea și am avut cele mai multe probleme.
AFDJ-ul răspunde de așa ceva. Deci ei sunt pentru că cursul de canale sunt cei de la AFDJ care ei montează și acele valize și care formează unde ți arată pe unde se merge, canalul navigabil. Au fost de două proiecte mari, îmi țin minte că în 2012 a fost un proiect de colmatare a acestui braț care undeva s-a oprit. Acum nu mai știu, deci cred că ar trebui discutat la Ministerul Transporturilor și, bineînțeles, la cei de la FDJ. Ei sunt singurii care îți garantează dacă poți să intri sau nu la un nivel crescut sau scăzut al brațului Borcea și al Dunării. Dacă nu ar fi vorbiți așa de parcă ați fi o opoziție și nu ar fi la dumneavoastră personal, la tot copitul. Trebuie vorbit. Cine trebuie vorbit? Păi, după cum bine știți, domnul Vădrea, Ministerul Transporturilor nu era în portofoliu Partidului Național Liberal. Acum este? Nu. Este de câte? 2-3 săptămâni? Vedeți, e depusă? Eu asta vă întreb. Aveți dumneavoastră cunoștință că e depusă? Păi nu. Pe subiect. Păi asta, tocmai asta am spus. Și nu asta am spus mai devreme. Mi se pare că am spus altceva eu. Domnul Cionoi a făcut ceea ce face un parlamentar de opoziție. A făcut un interpelar. Mai mult de ceva. Care face ce? Păi nu, poate să facă mai mult dată. Poate să ne convoace sau să vină frumos când vine la Senat, să ne tragă frumos de mânică, să spună, domnule, uite, vreau să rezolvăm speța asta. Că voi aveți guvernare. Se poate rezolva. Da, cred că s-ar putea vorbi undeva și să facă împreună. V-am spus, dar asta e o strategie de votare. Eu am fost foarte plovit de faptul că brațul Borcea nu are suficientă apă, noi crezând în lemn. Și una este să vii la Unirea, pe brațul Borcea, până la Rompraiul de aduceam demnul și altă să vii până la, să faci toată bala 9 km, să urci sus la 344, unde acum se urcă foarte, foarte greu datorită structurii navigabile făcută din piatră și aia, să mai urci încă 50 de km și poți să cobori încă 9 până la Rompraiul. Deci, noi am fost foarte loviți de treaba asta, eu știu foarte bine cum este brațul ăsta, nu pot să vorbesc foarte mult, dar cred că ar trebui împreună cu cei de la FDJ, Giurgiu, acolo au ei, trebuie făcut un proiect destul de amplu, pentru că nu e singurul loc numai brațul Borcea. Și intrarea pe brațul Borcea este și acolo la podul 4 și pot să vă mai spun că se poate discuta și despre cele două bărți cufundate care au format acele vâne de nisip. Se mai poate discuta mai multe lucruri pentru județul Călăraș ca să poți să facem. Ne poate spune cineva de la masă dacă e rentabilă o acțiune de prelungare a brațului Borcea? Asta e prima întrebare. A doua întrebare, sunt aruncate în spațiu public de către PSD niște elucubrații despre portul turistic, despre port, lucruri care influențează, care vor cei care specialiștii care se ocupă de lucrurile astea, vorbesc despre imposibilitatea realizării a oricărui lucru eficient și rentabil în acest punct de vedere. Într-adevăr, pot să vă spun că funcționarii din Ministerul Transporturilor îi tot spun fiecărui ministru care vine acolo că nu este rentabil. Dar am, sincer să vă spun, nici în localitate unde sunt 1000 de persoane, s-ar putea să vină un funcționar din asta de la ministru să spună că nu este rentabilă. E vorba de decizie politică, nu e vorba de... Că nici acolo nu cred că vin 10.000 de angajați și spun sau se amortizează investiția respectivă în 2 ani de zile. Dar... Dar există un studiu? Că ar trebui să fie un studiu, da? Asta. Care să asta arate oportunitatea și eficiența unui asemenea demers. Până la urmă nu e nevoie de proiect. Trebuie văzută oportunitatea. Pot să vă spun că în 2017 s-a și demarat dragarea pe bucăți a Dunării, să știți. Deci asta, doar că, evident, mare parte din funcționarii de acolo s-au opus după aceea, pentru că au spus că nu este rentabil. În ceea ce privește podul peste Dunăre, eu pot să vă spun că e laudabil inițiativa, dar s-ar putea să moară din fașă. Pentru că nu cred că am ajuns încă la nivelul ăla de dezvoltare, astfel încât singura problemă a județului Călărași să fie podul peste Dunăre. I-aș recomanda domnului președinte al Consiliului Județean să asfalteze, în primul rând, drumurile județene, dar să le asfalteze așa cum trebuie, nu cum am văzut niște poze, niște filmulețe la dumneavoastră pe Facebook, astfel încât lucrurile alea să rămână valabile și viabile în mult timp de aici, încolo, nu după un an de zile deja să fie asfaltul fărâmițat.
Domnule președinte, ce părere aveți despre acel drum expres care se va construi între Chiciu și Oltenița? S-a afirmat ieri în conferința de presă a PSD că este tare oportun și ar fi și dorința domnului Milescu de a fi realizat. Pe dig sau paralel cu digul în zona de frontieră. Eu știu ce, dar colegii de la PSD nu am zis că se întâmplă. Acum, dacă ne-am luat pășorul de cabra și jumătate din guvernul viitor, o să fie format din oameni de la Călăraș. Haideți să păstrăm totuși o decență. Ok, e bine, dar repet, mi-e greu să cred că astea sunt prioritățile județului în condițiile în care astăzi mai avem încă drumul județene care sunt fix din pământ. Haideți să rezolvăm care după aceea rezolvăm și cu drumul expres. E așa mult trafic de aici până la Oltenița? A, de la Oltenița la București, da. Da, de la Călăraș la Oltenița nu vreau să cred că e așa mult trafic. Și cred că prioritatea numărul 1, dacă mă întrebați pe mine, ar trebui să fie DN21, pe ala să facem drumul expres. A fost o discuție cu B4 Benz, 2x2? Este un master plan în Ministerului Transporturilor. Sperăm ca cei de la Dunaiș să-l facem cât mai devreme în lista de investiții. Așa. Cum vedeți dumneavoastră această posibilitate ca PNL să guverneze alături de PSD? Și vă întreb cum vedeți această posibilitate în plan local. Adică, care ar fi consecințele la alegerile viitoare? Personal, cred că dacă se va face un parteneriat pe termen lung, poate fi benefic pentru dezvoltarea județului. Dacă se face ad hoc, doar pentru simplu fapt de a trece iarna cu bine, este dezastros pentru județul Călăraș. Pentru că vor interveni orgolii, vor interveni umflări de mușchi din partea unor care, repet, deja stabilește jumate din guvern. Stați întâi să vedem dacă intră în guvern și după aceea să vedem dacă are județul Călăraș un cuvânt de spus la formarea guvernului. Și după aceea împărți în ce funcții vreți. Dar apropo de funcții, domnul președinte, domnul președinte Iluță a spus că are oameni să furnizeze pentru guvern. PNL nu are oameni să furnizeze pentru guvern. PNL-ul încă este la guvernare, PNL-ul guvernează și nu cred că ați auzit vreodată discuție la noi că trebuie să fie X sau Y în orice poziție. V-a găsit tot domnul Iliuță două cărți de pe Dragoș Coman și doamna Pațone. M-a spus, dânsul că e ca un votaf. Stabilește, ia, transferă, e ca la echipa de fotbal. Îi duce iar în ligantă și după aia îi retrogradează. Nu știu dacă a vorbit cu persoanele alea, nu știu dacă le-a cerut dreptul să-i facem discuțiile astea, dar, mă rog. Eu cred că vreau să fac cinte cu dumneavoastră, de ce? Nu, chiar nu mi-a citat, pentru că, repet, să-l vedem întâi dacă poate să-și numească un om în guvern și pe aia stăm de vorbă, că nu e guvernarea doar a PSD-ului. În cazul în care a uitat și nu poate să împartă dânsul funcție pe bunul plac, că nu e nici Consiliul Județean. Știți că nici la București colegii domnului președinte al Consiliului Județean nu discută despre oameni și despre funcții, doar aici se pare că se discută. N-am depășit bariera de fermă de... Păi, portofoliile înseamnă oameni și funcții. Nu, portofoliile trebuie negociate în funcție de principii și de ceea ce vrem să facem acolo. Ce principii poți să impui în momentul în care negociezi niște ministere? Păi, încă o dată, negociezi ministerele pentru persoana care va veni acolo sau pentru ce trebuie să facă... Păi, că să știu și persoanele, da. Au fost vehiculate. Vehiculate... Dacă vreți dumneavoastră să știți că și noi mai avem prieteni și cunoștințe pe la București, putem să dăm și pe domnul Iliuță, poți să că poate să fie ministrul culturii. Dar ideea este că nu e vorba, repet, de persoane, e vorba de niște principii. Adică în momentul în care ne așezăm la masă și stabilim parteneriat pe termen lung, e clar că fiecare dintre noi va avea să-și pună în practică ceea ce am promis în 2020. Acum, dacă dumneavoastră credeți că unul care nu are habar de ceea ce înseamnă administrație centrală poate să vină să pună în practică cu toți funcționarii de acolo ceea ce noi stabilim, haideți să fim totuși cu picioarele pe pământ, că nu e chiar așa. Ministerele nu se conduc, repet, ca un Consiliu Județean, în care angajez pe unul plac. Sunt funcționari acolo care au schimbat zeci de miniștri. Adică, concret, domnule președinte, e o discuție noastră, jurnaliști și reporteri, cu oamenii săraci, nevoia și amărâți în mediul rural. Nu interesează anume deosebit cine va conduce acest guvern, interesează de ce s-a conduit dreptul buteriei, al uleiului, la zahăr, și interesează ce soluții aduceți imediat acestora. Asta e ideea, soluțiile trebuie gândite în mod egal, în mod principial și după aceea discutăm din ce persoane aveți noastră, pentru că persoanele care vor fi acolo vor fi sau vor trebui să implementeze ceea ce noi stabilim ca lideri politici, nici de cum mofturi personale.